Secretul culorii pure este un roman de tip thriller scris de Federico Andahazi, care urmărește două mari școli de pictură în perioada Renașterii, școala florentină și cea flamandă, fiecare dintre ele încercând să obțină acea culoare care să fie total diferită, să fie ceva complet nou. Asta pe o intrigă polițistă destul de bine pusă la punct. Filmul pe care vi-l propun se numește Modigliani și, așa cum îi spune titlul, este despre o perioadă din viața acestui pictor, mai exact o perioadă destul de urâtă, cea premergătoare morții premature a pictorului, în care a intrat în conflict cu Picasso. Filmul este de văzut și pentru că e filmat la București și în studiourile Media Pro și cu actori români în roluri secundare și auzim chiar pe Loredana Groza cântând la un moment dat.